n-am luat o decizie despre achiziționarea unei nave, aeronave prezidențiale. Dacă va fi, nu va fi numai pentru președinte, va fi și pentru guvern și pentru delegații parlamentare, va fi aeronava oficială a României, nu a cuiva. Vom analiza în ce măsură ne putem permite. Eu îmi doresc să o avem, să aibă România o navă pe care, o aeronavă pe care să scrie România. Dar cum va fi, cum va fi achiziționată, când va fi achiziționată, este o altă întrebare la care am rugat pe cei de la Ministerul Transporturilor să-mi găsească un răspuns sau să ne ofere niște variante.